E salutare și mine mai fie din nou la un nou vlog. Acum mergem să ne ascunde că a numără. Hai repede. Poți veni? Vine unde? Ce ne pune ascunde mai aici? Da, eu te filmez, eu îl filmez pe el. Ce vezi? Oh. Ce mă dai? Eu ies cu te. Care mă? Da, lasă, nu-mi dai. Nu-mi bă, da, filmez, ia. Hai mă stăm la povești. Hai să stăm acum, noi stăm la povești. Zici de povești horror. Hai pe zici de povești horror. Zicem. Eu te-am dat la cu știu ce ziceți. Da, hai că zic-o primul. Da, telefonul. Yep. Eu le-ai scuze. Vai. Tu te mamă, te continuă sau aici? Nu. Ha, mai te începe. A fost o dată, ca niciodată, doi băieți. Care veneam de la școală. Fără atinge noaptea pentru că ei au stat la program să facă temele. Să au stat mai mult și programul a fost obligatoriu până la 5 jumate. Bă, vezi că ai vrut să mă lovesc. Asta, ei au mers și a mers repede la mama lor și după... Bă, nu mai știu ce să zic, bă! Și după... Au auzit ceva în casă, dar n-au auzit. Cum puteți vedea, au auzit ceva în drum. Les care nu știți, au fost din Serbia. Care nu știți, au văzut în drum. Ceva, au văzut o fată care dansa. Ia, eu tata, s-a făcut cu picioarele, ia. Dacă fac, că știu eu. Asta a făcut cu picioarele, cum ați prietenul meu. Am făcut și s-a spirat foarte tare și noaptea nu mai au dormit, dar pe la trei noaptea au auzit că le dea se cumva a se încet în șapte. Au auzit, stai mă zice undeva jos. Noi n-am unde. Așa, ca tu. S-au auzit în șapte și ei se spirea și eu merg la mama lor și la tata lor. Și i-a zis că îmi se aude ceva râset. Și au mers și fata și au văzut că e tot fata aia, tot fata aia a fost, și după s-au sperat și noaptea aia nu mai au dormit. Și pe la safe a fost tot acolo, tot așa dansa, ca în primul rând cum a dansat prietenul meu, care să știți nu e adevărat, dar asta zic eu. Și apoi mai încolo pe la safe a dispărut, nu mai a fost acolo. Cam atât a fost al meu. Azi l-au zis pe Patri și după David. Eu nu știu. Ba da. Mă, că te discurs. Cum ai zis la sala de sport, în vestiar? Da. Era odată o fetiță de 5 ani care venea singură de la grădiniță. Fetița de 5 ani a trecut pe la o casă. Nu pune după aia povesti cu tipa ta și doar cineva filmează. Da. Și cineva pune pe telefon și... Da, bine. Și el pune pe telefon și tu filmezi telefonul. Da. Bine. Mă de... Mi-am găsit. Stai acum, acum să punem. Cum am spus, fetița de 5 ani se întorsă de la grădiniță, singură. A văzut o casă foarte părăsită cu un om în ea. Fetița a decis să meargă la colonia să vadă ce este. O intra și cam nu a văzut nimica. Dar peste o oră, două, trei sau patru ore cam a stat acolo și mama ei nu a știut unde este fetița. După a mers să o caute. Adică mama ei a mers să o caute. Și am văzut o casă toată s-a părăsită cu un om în ea. O intrat acolo. Văzut unde fetița, au crezut că acolo și chiar acolo a fost. A mers până sus. Când, din dulap, ce credeți că a ieșit?
O fantomă. În capul de fetiță în mână. Cum v-a părut? Cum vi s-a părut povestea? Adică... Cum ți s-a părut, mă? Horror. Da! Bă, zi la mine! Cam asta, cam asta, cam asta. Hai să dăm o notă, la nota lui... La 10, la Matei. Și la 10. Da, 10, 10. Da. Hai, bă! La tine un 8 a fost mult prea scurtă. Un 8, 8, 5 spre 9. Da, pe n-am... Povesti scrii pe pasta, bă, te pune pe telefon. De ce eu? David, pune apoi. Dar pune să-l umplic pe stop. Bine. Stați până ne vedem până pune povesti scrii pe pasta la Alec din un creepy. Dar nu filmați. Mamă, că ar fi făcută, taci. Alo? Mi-l deblochez, se rog, că s-a aici cu Patrick și cu Matei. Și ce faceți? Ne uităm pe YouTube. Să vadă că... Să mai vadă și eu videoclipurile lor, că el de pe telefonul lor nu le poate vedea. De ce nu le sună pe tati? O bine. Ne-am jucat înainte basket aici. Și fotbal. Și înainte v-ați ascuns să le așa mustăm, nu știu, ne-am pus pe scaune și stăm. Vezi că teme numai, că le-am făcut toate cu Luca. Luca, dar o pui Luca la noi? Da. Dar cum e? Păi l-am chemat să ne facem temele împreună. Că oricum îl ajungeam că el trebuia să scrie cu cerințe tema, pentru că nu și-a făcut tema corectă, tema trecută, tema care am avut-o pentru astăzi, nu și-a făcut-o corect. Și tu ai făcut-o? Da. Da, bine, îl sun pe tati. Bine, pa. Pa. Deci gata, terminat, și acum vorbe cu tatălui. E clar, linia ocupată. Ah, linia ocupată, dar nu se poate dezbloca. Nu. Hai, vorbește din nou. Unde-i tati? Unde-i tati? Aici, să joacă. Ca să mi-l deblocheze, că de-aia nu l-am sunat, că am știut că de obicei îmi dă linia ocupată. L-am sunat odată, dar pe mi-a dat linia ocupată. Nu mi. Un ceas și vii acasă să stai, tati. Oh. Ce? Nu, să știi că mă duc acolo cu tine. La 7:30 ești acasă. Bine. Ops. Băi, să mă schiezi, băi. Da, bine, să-mi... Cred că n-am internet de aia. Nu. Amule, ce să facem? Amule, lasă. Bine, pa. Nu a putut, mă. Se caute careva. Păi ce faci, mă? Păi eu nu sunt în camera. Nu pot stinge. Păi dar poți să-i trimis la el videoclipul tău. Videoclipul tău să-l trimis la el. Și are și el videoclip. Dar poți face altcumva. Dar oricum ai 3 videoclipuri sau 2. Desblochează-l, mă, bă, poți să văd pe tăi că... Poți să văd cum îmi ții bloca. Cum ții. Am uita că am filmat. Cabana, cum se face cu deblocarea asta. Asta? Da? Asta? Da, și nu pot să intru pe nimic. Cum funcția este? Funcția inactivă este activă. Când revin o miercuri la safe. Bine, așa scrie, dar... Să ne țin, mă, de ce nu-ți devin?